O să te întreb un lucru foarte, foarte simplu. La ce folosește poezia? Ce este poezia și la ce ne folosește? Da, sunt cele mai simple lucruri în legătură cu poezia. Lumea se întreabă de cel puțin 2500 de ani, să zicem, de la poetica lui Aristotel, ce este ea. Tot felul de oameni deștepți au răspuns. Evident, și tot nu știm. Și tot nu știm, nu există o definiție a ei. Eu aș spune așa, că poezia e o formă de intensitate pe care o simți uneori și în textele poetice. Dacă e să fim sinceri, poezia se află rareori în cărțile de poezie. Intri într-o librărie, iei, sau într-o bibliotecă, iei cărțile de poezie care scad în mână și constați că puține dintre ele au intensitatea asta despre care vorbesc. Dar se mai poate găsi în filme, în muzică, în fotbal. În viața de fiecare zi? În viața de fiecare zi. Cum, unde e organul ăsta al poeziei care ne face să vedem, să facem o distinție între poezie și restul lucrurilor? Unde ar fi? Dacă vorbim de poezia asta din cărți, de poezia în versuri, da, de genul poetic, să-i spun așa, atunci cred că există un fel de organ echivalent cu urechea muzicală. Unii dintre noi avem ureche muzicală, unii nu avem, nu distingem tonurile sau melodia, fără ca asta să ne facă infirmi în raport cu ceilalți. Pur și simplu, unii reacționează la muzică mai bine sau nu. În cazul poeziei îți trebuie echivalentul urechii muzicale, l-aș numi ochi poetic. Trebuie să ai capacitatea asta să transformi cuvintele de pe pagină în imagini în mintea ta. Să transformi textul pe care l-ai sub ochi într-un videoclip în capul tău. Dacă poți să faci asta, înseamnă că poezia pe care o citești e bună și e poezie. Dacă nu reușești să faci asta, înseamnă că poetul respectiv nu e bun, sau dacă nu reușești niciodată să faci asta, înseamnă că n-ai acest ochi poetic, că nu e făcut și creierul tău. Și cum ți-l faci? Cum... E un antrenament pe care cum ar trebui să... Ochiul tău poetic, de exemplu, cum a... Îți poți face o istorie a ochiului tău poetic? Da, cred că da. Nu m-a învățat cineva la școală să facă asta și, din păcate, e nevoie de profesori care să îi învețe pe copii cum se deprinde asta. E o tehnică. Trebuie să te învețe încă din școală, să nu fii atent la tema poeziei, la motivul ei, la ideologia ei, în primul rând, ci să fii atent la imaginile care se construiesc în text. Dacă textul construiește imagini, înseamnă că e un text real, bun, e un criteriu de existență. În ce mă privește pe mine... Prima dată nu poezia a făcut asta pentru mine. Prima dată a făcut-o proza și mai, dacă e să cobor în memoria mea, prima dată cred că a făcut-o o Biblie ilustrată, o Biblie neoprotestantă a bunicii mele din Ciznădie, care sigur că era ilustrată foarte chici, cum sunt ilustrate Bibliile astea lucioase, dar spunea niște povești pe care le ilustra cu imagini într-un fel surprinzător, tulburător pentru copilul care eram. Era înaintea vârstei școlare. Eu am un văr care e cu 3 ani jumate mai mare decât mine, el era în clasa 1, deci eu trebuie să fi avut vreo 3-4 ani și învățam împreună cu el să citesc. Și am învățat și pe acea Biblie, care acum cred că e pierdută, n-am mai văzut-o. Dar atunci am simțit că acele cuvinte pot fi transformate în imagini, cu ajutorul imaginilor respective, de fapt. Deci a fost un fel de abecedar de învățat cititul. Și după aceea am cerut tuturor textelor pe care le-am citit intensitatea asta mistică, într-un fel.